Am să încep așa. Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele. Și scurta noastră viață o întregește un somn. E Shakespeare și mi se pare cel mai bun și cel mai reprezentativ citat legat de condiția noastră efemeră pe lumea asta. Și cu toate astea, căutăm disperați, singuri sau în colectiv, un sens. Căutăm să dăm vieții noastre un sens. Și toată viața noastră povestim. Orice spunem și facem mai mult de 4-5 propoziții este poveste. Povestim. Primele lucruri pe care le aflăm sunt poveștile. Poveștile ne formează de la bunici, de la părinți, de la prieteni. Primele valori care înseamnă ceva pentru noi cu adevărat, onoare, diferența dintre bine și rău, toate astea sunt date de povești. Poveste, poveste, poveste. Orice facem și orice spunem devine o poveste. Auzi de multe ori întrebarea asta. Care-i povestea ta? Sau care-i povestea? M-a enervat la îngrozitor. Care-i povestea lui? Totul este poveste. CV-ul nu face nimic. Un CV nu spune nimic despre tine. Te duci la o companie și depui un CV. Arată bine CV-ul ăsta, dar care-i povestea lui? Omul ăsta. Iubita mea a pierdut ieri poate al 5-lea interviu. Sau al 6-lea. Era distrusă. I-am spus, nu e vorba despre CV-ul tău, e vorba de povestea din spatele celui care te interoghează și de povestea ta. Noi interacționăm, oamenii se întâlnesc și se plac sau se detestă. Sau pur și simplu sunt indiferenți unii altora. De ce? Pentru că vin cu povești în spatele lor care se ciocnesc. Poveștile noastre se ciocnesc. Noi facem parte, noi ne naștem și avem context. Tocilarul rezidențial versus băiețașul de cartier. Poate că ei nu o să se înțeleagă niciodată. Dar există un dar. Cred că dacă și-ar cunoaște bine poveștile, bine, bine de tot. Pentru că noi venim la o întâlnire, dar suntem doar așa. Trup, imagine, într-o epocă a imaginii. Și într-o epocă în care poveștile noastre sunt spuse din ce în ce mai superficial. Și dacă tocilarul rezidențial ar sta puțin de vorbă cu băiețașul de cartier, ar găsi niște puncte comune și poate undeva ar începe să se înțeleagă. Și poate că s-ar evita acel conflict care vine din faptul că băiețașul de cartier e frustrat de tocilarul rezidențial și tocilarul rezidențial exprimă fără să avea un complex de superioritate. Eu cred că poveștile ne ajută să rezolvăm conflicte. Cred că poveștile ne ajută să prevenim. Dacă îți cunosc poveștile, poți să-ți înțeleg acțiunile. Dacă îți înțeleg acțiunile, motivația lor, mă relaxez. Exemplu din trafic. Acum 2 zile. București. Oraș distrus de trafic. Și de multe alte lucruri. Eu, în față la trecerea de pieton, prima mașină. Lângă mine, pe banda 2, altă mașină. Claxoane din spate puternice și un polițist îmi face mâna de după trecerea de pietoni, era o intersecție. Vino, vino, treci, 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 hai, hai. Unde, zic, e roșu? Ha, mașinile treceau. Hai, uite-te în spate. Mă uit în spate, 2 împingeau o mașină pe care polițistul încerca să o ajute să treacă în intersecție. Îmi face semn și mă pun efectiv pe trecerea de pietoni. Blocând oarecum sensul celor care veneau din partea cealaltă. Se pune verde pentru ăia, eu stăteam ca mitocanul pe trecerea de pieton, nu mai putea să treacă nimeni. Trece unul și zice, bă, țărane, bă! Bă, țărane, bă! El nu știa povestea mea. Eu nu știam povestea lui, poate supra-saturat de mitocănia din trafic din București. Dacă am fi avut timp să putem să ne spunem poveștile, poate ar fi zis, bă, țărane, bă! Vreau să spun că dacă mă relaxez, sunt șanse mai mici de conflict. Și până la urmă,
Poveștile sunt drive-ul nostru în viață. Toată lumea spune, suntem ce mâncăm, suntem ce ne dorim, suntem ce bem, suntem ce... Dar suntem ce visăm? Eu zic că suntem. Pentru că tot drive-ul nostru, toată direcția noastră în viață este dată de unde vrem să ajungem. Și de multe ori, fantezia prevalează pentru fiecare dintre noi. Am auzit la terapeuți și de oameni pentru care prevalează realitatea și se roagă să prevaleze fantezia, să fie conduși de vis. Există și varianta inversă, să prevaleze realitatea, dar cred că, în mod normal, visele ne conduc. Și atunci, cum îți spui povestea? Cum te întâlnești cu oamenii din fața ta și ce faci? Cum te exprimi? Eu cred că simplu, cu curaj, cu creativitate și cu capacitate de sinteză. Pentru că povestea ta trebuie spusă repede. Ai curajul să te înfățișezi în fața celui cu care vorbești și să spui, bă, uite-te, fii atent, eu sunt ăsta. Am avut problema asta, am avut problema asta, am avut problema asta. Sunt un individ nevrotic și să știi că mi-ar face rău dacă ai țipat la mine. Dacă ridici tonul, mă enervează foarte tare. Multă lume n-are putere să spună asta. Eu n-am putere să spun asta unui om care mă deranjează. Am fost azi la Jurnal TV și mi-au făcut tot felul de giumbuș lucruri. La început m-a deranjat. Și până la urmă m-am gândit, ei își fac emisiunea, eu trebuie să fiu haios. Hai să încerc. Nu știu dacă am reușit. E vorba despre povești. Nu mă așteptam la ce urma să mi se întâmple. Nu toată lumea e deschisă. Nu toată lumea e deschisă. Deci curaj, creativitate și sinteză. Și ajung la un lucru care mă deranjează foarte mult. Globalizarea poveștilor. Rețelele sociale. Suntem obligați să ne standardizăm povestea. Acum, dacă stai pe Facebook, că tot s-a pomenit de Facebook aici, lucrurile nu sunt foarte simple. Eu nu pot să-mi spun povestea într-un mod mai complex, poate chiar mai creativ. Sunt obligat să pun o poză, să share-uiesc ceva, ceea ce s-ar părea că mă face interesant dacă cineva se uită vreodată în feed-ul meu. Pe dracu, nu se uită nimeni în feed-ul meu istoric în Facebook. Foarte rar. Oamenii sunt ai prezentului. Share, like, profile standardizate, poze, texte scurte, link-uri, share, like, comment, ajutor sau inhibitor? Cum să-mi spun povestea pe Facebook în 30 de secunde când peste mine au venit 50.000 de alte povești? Și like-ul nu face grade de comparație. Nu e bun, mai bun, extraordinar, superlativ. E like. Comenturile. Am luat din timp! Comenturile. Comenturile nu creează dialog. De foarte puține ori vezi, fiecare postează ceva ca să se exprime, dar nu intră într-un dialog cu celălalt pe Facebook. Instagram-ul parcă ar mai fi o chestie pentru că acolo te exprimi foto și te exprimi creativ. Există o presiune socială de a fi cumva, de a trăi la standardele de pe Billboard. Publicitatea, și asta iubesc o carte a lui Victor Pelevin, Generation P. Publicitatea, de fapt, nu vinde produse. Ea vinde fericire. Ce fericit sunt cu pasta asta de dinți. Ce bine îmi face că mănânc un hamburger la Mac și peste 5 ani am cancer. Ce bine, ce fericită sunt cu apa și apa îmi dă putere și voi zbura până la balcon dacă beau numai un anumit tip de apă. Și tot așa, tot așa. Iar noi vedem billboardurile astea zilnic, zilnic, zilnic și este o presiune socială care ne pune să trăim la nivelul billboardurilor pe care tot noi le facem. Suntem obligați să trăim bine și după aia dacă eșuăm, și sigur că eșuez, pentru că ei au inventat chestia asta cu laptopul în vacanță. Vai, stă pe pajiște și lucrează, extraordinar, mirific. Și încerci să te califici, să te califici la ce? La standardele la care nu poți să ajungi, să trăiești normal, să-ți fie frică, să greșești. Nu mai poți să greșești, presiunea socială este foarte mare. Pe contul tău de Facebook sunt 5.000 de prieteni și toată lumea este frustrată. Eu nu fac nimic, sunt un distrus. Toți prietenii mei fac ceva. Uite-te câte le iese. Păi bă, boule, sunt 5.000. Normal că unul la un an face ceva și e fericit. Și tu ai 365. Adică supereroul, care suntem fiecare dintre noi, n-are voie să iubească greșeala. Nu se poate, frate, să te mai piși pe stradă la un colț dacă nu te mai ține vezica. Nu se poate, n-ai voie. Cum? Tu, erou, n-ai găsit un WC ecologic? N-ai putut să te ții? Și superficialitatea socială naște prejudecăți. Oamenii așteaptă, mă iau de exemplu, cine e ăsta? Chirilă ăla, bă, pe ăla cu piesele alea, bă, că mi-a bucurat copilăria, bă, că-l plac agicile, bă, că nu știu ce, și un arogant.
și nu știu ce, că nu mi-a semnat aia și că nu mi-a semnat. Și două tabloide care mă mai scot dintr-o cârciumă și îmi pun o bere în mână și nu știu ce și nu știu ce. Dar cine sunt eu? Cine sunt eu de fapt? Sunt eu băiatul cu un tată foarte înalt pe care probabil în subconștient a vrut toată viața să-l depășească? Interesează pe cineva ce frustrări a generat asta în viața mea? Pe nimeni. Asta e presiunea socială la care trebuie să trăim. Cine apucă să stea de vorbă cu mine să știe ce dracu de frică am eu? Pentru că nici eu n-am curaj să-mi spun povestea până la capăt. Sunt și eu vinovat pentru că intru în cercul ăsta și trebuie să trăiesc la standardele pe care poate eu mi le impun și presiunea socială și presiunea media mi le impune. Și totuși, oamenii trebuie să lucreze în echipă, să construiască lucruri împreună și să se cunoască bine unii pe alții. Rămân la părerea că singura formă de a putea să construim ceva împreună este să povestim și să ne spunem poveștile cu curaj, cu creativitate și cu sinteză. E foarte greu, dar este un început. Și cred că dacă vorbim aici de Postcards from the Future, un device al viitorului, care să nu ne facă neapărat rău, dar care să ne ajute, și pentru că totuși trebuie să trăim într-o viteză din ce în ce mai mare și se pare că rasa umană face cel mai bine chestia asta, se adaptează, ar fi așa un fel de device în care oamenii să își încarce fricile, să-și încarce temerile, să-și încarce visele, și cel din fața lor, când intră în discuție cu ei, să le vadă. Și atunci nimeni nu-i destul de nesănătos mental încât să spună să rănească exact acolo. Spunea Jim Morrison, dezbracă-te până la capăt. Dezbracă-te până la capăt, gol, în fața lor. Fă tot, fii gol, în fața lor. Și o să vezi că nu o să mai aibă ce să-ți facă. Despre asta este vorba până la urmă, despre o mare sinceritate pe care poți sau trebuie să lupți, să o ai. Probabil că sună foarte idealist, dar nu mi se pare că există, din punctul meu de vedere, și am fost invitat să vorbesc aici, și eu vorbesc doar în numele meu. Și aș vrea să înțelegem că mai e o chestie interesantă când povestești. E foarte frumoasă cartea domnului Pleșu. De ce a ales Iisus să vorbească în parabole? Și de ce Iisus nu a venit cu un discurs de tip TEDx, așa, moralizator. Bă! Aveți grijă! Pentru că parabola nu e altceva decât o poveste cu final deschis. Și pentru că Iisus a vrut ca oamenii să tragă singuri concluziile. Ce a urmat după nu mai comentez. Reinterpretarea și toată nebunia. Dar Iisus a vorbit în parabole pentru că parabolele sunt de fapt niște povești cu final deschis. Și oamenii aleg să asculte mai degrabă o poveste și să înțeleagă mai mult dintr-o poveste decât dintr-un discurs moralizator. Viitorul comunicării sunt poveștile bine spuse. Acum avem sute și mii de mijloace. Povestea e veche de când lumea și acum e la îndemâna tuturor. Deci, vă mulțumesc!